Salutare, băi băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou vlog, să zic așa. Sunt plecat la munte și v-am promis în episodul de Wingman că o să fac și un vlog, ceva. N-am făcut absolut niciun vlog, ăsta e singurul pe care o să-l fac și o să editez eu, o să pun niște poze și videouri pe care le-am făcut aici la munte. Sunt deja de o zi, ieri am ajuns și am zis să fac un vlog ca să nu vă las fără episoade și o să vă pun câteva videouri și poze pe care le-am făcut aici. Nu a fost mare lucru. Am fost doar la groapa ruginoasă pentru cei care știu și sunt aici. Uitați-vă și voi ce pustiu e. Nu-i nici dracu pe aici, dacă mă mănâncă urșii aia e. O să vă arăt imediat ce fain e. Deci uitați-vă și voi ce priveliște e în spate. Și mă plictisesc ca naiba așa că am zis să fac un vlog. Nici măcar net nu e așa de bun, deci nu știu. Sper că eu filmez episodul ăsta pe la 8. Sper că până mâine pe la 12, când ar trebui eu să postez episodul, să fie gata și să-l pot să-l și programez. Că merge netul foarte greu aici, trebuie să fac hotspot de la telefon, Wi-Fi nu e în pensiune, deci trebuie să fac hotspot de la telefon și cam asta e, bă, băieți, o să vă pun așa, să nu vă las fără episod, o să vă pun niște poze și videouri pe care le-am făcut aici. Hai să vă arăt și ce frumos este, Doamne, țucă-l munte, că e așa frumos pe aici, uitați-vă și voi cât de frum e pe aici, acolo la cabana aia stau eu, stați un pic să dau zoom, sper că nu țin mâna pe microfon, aici la cabana asta stau eu și uitați-vă numai ce frumos e pe aici. Mamă, cum bate soarele, nu se vede nimic. Uitați-vă numai ce frumos e pe aici. Și da, bă, băieți, haideți că vă las cu ce videouri am mai filmat eu pe aici pe drum. Am mai filmat și videouri când veneam la munte și când ne plimbam pe acolo. O să vă arăt și niște poze. Sper că vă place. Hai să strângem noi măcar 1000 de like-uri la acest episod și pa. Da, bă, băieți, cam atât cu acest episod. N-am avut mai multe poze, restul a ieșit doar în chat, am vrut să put poze cât de cât ca lumea. Le-am făcut pe grabă, ce să fac dacă fac pozele pe grabă? Aia e, bă, băieți, cam atât, aici se termină episodul, bă, băieți, acum le editam și am zis să fac și un outro totuși. Se vede ceva? Nu știu dacă se vede. Aici acum editam, uitați-vă și voi ce laptop am, uitați-vă și voi numai că zici că e vopsit. Mă rog, chiar a fost vopsit. E ora 7:45. Sper să pun episodul ăsta până la 12, mâine, pentru că laptopul ăsta randează foarte greu. Sper că v-a plăcut, bă, băieți. Și da, eu o să mai fac un pic pauză cu YouTube-ul, adică în vreo 3 zile o să ajung acasă, 2 zile de fapt o să ajung acasă. De fapt, voi când o să vedeți episodul într-o zi. După o să mă pun să filmez în forță multe episoade de competitiv, de toate, mai ales că asta e și o perioadă aglomerată pentru mine, pentru că momentan fac și școala de șoferi, mă rog, școala de motocicliști, să zicem așa, dau pentru A1. O să vină niște vloguri noi, forță de pe motor, o să-mi iau și ceva cameră de aia, o să-mi iau GoPro, unul ca lumea de data asta, nu ca ăla de mă filmam cu bicicleta, și sper să iasă ceva fain, bă, băieți. Ne vedem în curând cu episoadele de Legitaking, o să încep probabil de marți să postez, nu știu, cel mai probabil. Și vă țuc, bă, băieți, ne vedem data viitoare. Salut! Dați și voi, frate, un like să facem 2000 de like-uri, să moară familia mea. Uitați că dau zoom acum, dau zoom la infinit. Uitați cât zoom dă camera asta. Uitați-vă și voi doar, uitați-vă. De aici nu se mai focusează, gata-i. În fine, bă, băieți, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare.